Salutare, sunt Elena de la Beauty by Sunshine.com și astăzi revin seara târziu cu un unboxing. Am dat o comandă pe iHerb și mi-a venit astăzi comanda. De fapt, am înțeles de la poștă că a ajuns ieri și mi-a venit astăzi avizul în poștă, la cutie poștală. Așa, și seara am ajuns la poștă. După ce am ridicat eu colețelul, încă nu am desfăcut toate produsele, o să vedem împreună ce conține acest unboxing. Am intrat pe la ADM, magazinul meu preferat, și mi-a făcut cu ochiul acest ulei demachiant. Am înțeles că e destul de ok și era la ofertă de 10 lei. Nu știu ce prezintă, o să încerc să văd dacă o să-mi placă și revin cu un update dacă îmi place și vă zic eu. Așa, să vă zic de cutia asta de la iHerb. Deci n-am desfăcut-o, de fapt am desfăcut-o, dar nu m-am uitat bine înăuntru ce produse sunt. Este de data asta cu folie de protecție. Ultimele comenzi, câteva comenzi, nu conținea această folie de protecție. Nu știu care a fost faza. Și nu mi-a plăcut chestia asta, că chiar penultima comandă conținea un ceainic pentru cafea sau ceai și nu conținea această folie. Acel ceainic l-am cumpărat cu $1, deși costa $10. Chestia între aceea că a venit bine la mine, dar la prima spălare s-a și spart, din păcate. Așa că bine că am dat doar $1 și atât. Oh, arată bine cutia. Să vă arăt ce am eu. Primul produs mi-am comandat eu, o ciocolată. Este 100% organică cică. Nu conține soia, lecitină de soia. Are 85% de cacao, produs organic din SUA. Să vedem dacă o să-mi placă. Am dat, vă spun imediat cât am dat, $3,06 am dat pe această, un jur de 12 lei și ceva, pe această tabletă. Din secțiunea Trias, văd aici, mi-am luat un șampon cu cocos. O să vă zic imediat cât am dat eu pe el. 1,88 de cenți. Deci $1,88 de cenți în loc de $3. A fost în secțiunea Trias. Încă nu știu, încă n-am desfăcut. Revin dacă o să-mi placă sau nu. Tot din secțiunea Trias mi-am luat două mini creme de la Andalul Naturals. Una este cu resveratrol Q10, o cremă pentru noapte. Asta este. Ambele sunt la 12 ml. Și asta este Brightening Probiotic Plus C. Și să vă zic la ce preț am dat. Aceasta am dat la $4,21. Am avut un discount de 85 de cenți. Și la aceasta am avut $4,07 și am avut discount aproape $1. Da, mi-a plăcut cealaltă cu trandafir și am zis că trebuie să-l încerc și pe acestea. Și ultimele două produse, că alunică cutie din brațe. Nu mi-am luat aici nimic. Așa, ultimele două produse trebuie să le desfac. V-am zis eu în clipurile anterioare că mi-a plăcut mie untul de cacao pur de la Secom. Marca este Life Flow. Ah, uite, asta e chiar. Și mi-am luat-o asta de pe iHerb și am dat pe ea. Are 250, nu, 266 de mililitri și am dat $12,30 pe aceasta. Așa, și mi-am luat, are borcanul e din sticlă. E cam greluț. Și al doilea este un de shea, tot de la aceeași marcă, Life Flow. Este tot la 266 de mililitri. Și am dat 12,3... Nu. Am dat $9,50 în loc de
11,88, deci a fost la reducere. E unt de shea pur. Arată așa. Ambele arată așa. De obicei eu folosesc eu untul de shea pentru măștile, pentru păr. Folosesc chiar pentru față, folosesc pentru mâini și în general îmi place să am o cutiuță foarte mică, unt de shea pentru buze, pentru coate, pentru mâini, pentru orice. Chiar îmi place să mă dau cu unt de shea. Și hai să vedem untul de shea cum e. Nu știu de ce are un pic de praf pe ea. Da, miroase chiar a unt de shea pur. Arată așa, îmi place foarte mult. Da. Oricum, nu car cu mine borcanul ăsta mare. O să am chestii din alea mici în care pun untul de shea. Și pentru prima dată voi folosi și untul pur de cacao, care l-am mirosit la Secom și mi-a plăcut foarte mult. Și hai să vedem. Băi, mor. Deci miroase ciocolată. Ce miroase de bine. Da. O să-l folosesc pentru corp în loc de creme. Am înțeles că sunt destul de bune anticelulitice și hidratante. Eram foarte curioasă și am zis că trebuie să le am. Astăzi seara nu. Dar mâine sau cel târziu poi, mâine voi da încă o comandă pe iHerb pentru că sunt dependentă de acest magazin online și oricum au reduceri. Deja mi-am făcut coșul, iar coșul plin, deja are peste 40 de dolari și dacă are peste 40 de dolari, nu plătiți 4 dolari livrare prin poștă. La această comandă, din păcate, a fost grea comanda și dacă depășești sau chiar dacă e mai mult de 1,8 kg, se plătește 4 dolari transportul. Adică nu am putut să ajung la 40 dolari ca să nu plătesc transport. Arată destul de bine și data de expirare este 2018 la ambele și cred că ar trebui să le folosesc în 6 luni de la deschidere, cred eu. Sunt, sau cel puțin un an, nu știu. Trebuie să analizez porcănelile astea. Da. Orice caz au ambele vitamina E în compoziție. Unt de cacao, unt de shea. În fine, voi reveni cu un articol separat pentru că sunt foarte, foarte mulțumită de aceste două produse. Celelalte, nu știu, voi vedea. Sper să-mi placă și celelalte. Dacă v-a plăcut, știți ce trebuie să faceți, să dați un thumbs up, like, share și dacă nu v-ați abonat, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă pup!